Plecați la ora 7 dimineața din localitatea Darabani, județul Botoșani, porumbeii au parcurs mai bine de 500 de kilometri în mai puțin de 6 ore. Totdeauna porumbelul știe să vină acasă. Dragostea de casă, de cuib, de familie, de ce are la poziția la care pleacă și el vine acasă în cel mai scurt timp. Sosirea a avut loc pe columbodrumul din Mangalia. Am făcut un rezultat mare. Am câștigat locul întâi, locul 3 a fost câștigat tot de un italian și cred că acest concurs a fost cam ușor pentru mine. Era o mai mare distracție dacă ar fi fost mai greu. Chiar dacă este prima competiție care se desfășoară la Mangalia, ea a fost inclusă în circuitul Federației Internaționale de Columbofili. Dacă vor merge așa ca aici, vor continua mulți ani, pentru că participanții au putut vedea buna organizare și cred că anul viitor vor participa mult mai mulți porumbei. Avem foarte mult noroc și cu pista de curse, pentru că e o zonă unde nu avem păsări răpitoare, nu avem munți, e foarte ok pentru păsări să zboare. La anul vrem să creștem foarte mult. Participanții au primit cupe pentru recunoașterea eforturilor depuse. Columbofilii spun că acesta este un sport costisitor, dar dacă ești pasionat și investești pe lângă bani și timp, se poate transforma și într-o afacere. I don't invest money anymore in pigeons. I have in total 1400 pigeons in 6 different lofts. Există concursuri în China unde fondul de câștiguri depășește 4 milioane de euro, iar un porumbel campion poate fi vândut chiar și cu 300.000 de euro la licitații.